Unele jucării ale anilor 90 pot valora acum chiar și un milion de euro. Dacă ai păstrat aceste exemplare sau le-ai văzut din întâmplare prin podul casei, ești un om norocos. Este cazul celebrelor cărți Pokémon, care, deși sunt încă la vânzare și continuă să prezinte interes pentru tinerele generații, au și o importanță economică mare. De asemenea, păpușile Barbie te pot îmbogăți peste noapte. Foarte mulți oameni susțin că jucăriile vechi au un farmec aparte, fie din nostalgie, fie pentru că își doresc să aibă ceva valoros. În funcție de epocă, colecționarii caută mereu piese de desene animate interesante, păpuși care în timp pot fi reevaluate, așa că în unele cazuri vorbim de o valoare cu adevărat mare. De fapt, unele ajung și la un milion de euro. Prin urmare, aruncă o privire prin dulapuri, nu se știe de unde sare norocul. Pe lângă colecționari există persoane care păstrează unele jucării din copilărie, doar de dragul unui suvenir și uneori nu știu că acestea pot avea nu doar valoare sentimentală, ci și financiară, chiar mai mult de un milion de euro. Este cazul celebrelor cărți Pokémon care, deși sunt încă la vânzare și continuă să prezinte interes pentru tinerele generații, au și o valoare economică mare, dacă ne referim la o anumită carte aparținând deceniilor trecute. Așa s-a întâmplat de fapt cu Pokémon X PSA 9 Collection, care s-a vândut pentru suma incredibilă de peste un milion de euro. Pe de altă parte, există o ediție limitată de Pikachu, estimată la aproximativ 50.000 de euro. Alături de cărțile Pokémon din anii 90 și începutul anilor 2000, cartonașele cu fotbaliști și jetoanele cu diferite personaje animate sunt de asemenea obiectul dorinței colecționarilor. Un astfel de cartonaș valorează până la 4.000 de euro. Euro. Chiar mai mult dacă, de exemplu, are figura unui fotbalist celebru. Un alt joc faimos este Tamagotchi. Dacă ai unul în stare bună și în cutia originală, poți lua pe el până la 3000 de euro. Cum rămâne cu Barbie, cea mai cunoscută păpușă din lume, care se află la vânzare de 10 de ani și are fani pe tot globul, ajunge să valoreze peste 1100 de euro. În sfârșit, consolele și jocurile video, care se află în cutia originală, în stare bună, pot avea o valoare de până la 25.000 de euro. Cam atât costă de fapt versiunea specială a Super Mario Bros 3 sau mai mult de 400 de euro pentru jocurile Pokémon. Relatează playtech.ro.